Salutare pe aici, bine ați venit la un nou episod. Suntem pe serverul OneTap România Roleplay împreună cu amicul nostru și vă aștept și pe voi. O să pun și Discord-ul de la Anormalli în descriere, așa că vă invit să aplicați. Băieții m-au ajutat foarte mult, aceste episoade sunt făcute cu ei, cu fiecare în parte, pe fiecare am adăugat, le-am făcut un rol. Și hai să dăm drumul, vizionare plăcută. Nu știu de ce am luat tichetul ăsta. Da, hai că am făcut-o de oală. Mai așteptăm un pic. Bă, frate. Lasă așa. Ce fac, mă auzi? Da, da. E timpul să ne răzbunăm, nu? Cam așa ceva. Bun, atunci fii atent. Am numărul lui Ana. La serios? Șeful lor, da. Aș vrea să sun. Îmi dau întâlnire cu el. Tu stai în spate și când se pus în mașină, tu nu te dai jos, știi? Aha. Când, și pun pistolul la cap. Da, da. Și le ducem aici pe o plajă. Nu, aici a fost alocația lor, ca să știi. Și după aia mergem dincolo. Hai sperăm că numai ele, știi? Hai să... Hai că sun imediat. Păi hai să mergem. Asta e că sun. Ah, bun. Să văd pe unde-i. Sper că asta e numărul lui. Să mă auzi? Da. Ce faci, mă, Pano? Hai să trăiești. Hai, salut, uite, ce faci? Ce să fac? Sunt la pază aici, la fetele astea. Nu e, păi, ia, am ieșit la o plimbare, la un suc în oraș cu un amic. Și am zis că, na, dacă tot ești prin oraș, să dau un pic de tine, să vorbim. Hai că fac și o pauză acum, vino să mă ieși și pe mine, ca să las. De unde mai exact? De la motel? De la hotel? Da, 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 de la motel, te aștept aici, pe stânga cu mine. Bine, bine. Hai, ceau. Hai. Nu aștept tu nimic la asta. Mă auzi? Da. Vechea poveste. Mă auzi? Mă auzi? Hai că mă aude dacă e. Vă dați voi seama ce fac aici. Mă auzi? Mă auzi, mă? O, băgam eu așa. Mă auzi, mă? Abia acum. Oh, hai că am avut problemele cu limba. Am înțeles. Bun, am vorbit cu el. E la un contract la un hotel. Perfect. Mergem până acolo să luăm. Tu stai în spate, bun? Mă bag în spate pe banchetă. Te-ai pregătit armele și tu, nu? Normal. Bun. Așa e cel mai bine, știi? Deci vezi, în crasta capului eu am nevoie de ăla. Normal. Bun. Să nu te vadă, numai nici la ochi. Că eu nu pot să-mi pun de asta. Haide mai repede. Bun, băieți, ați auzit ce... care e toată schema. Stai un pic, stai un pic. Așa, ia încearcă. Mai des, așa. Stai că mă mut. Pune-te în spate. Gata, gata. Te-ai pus? Da, da. Mamă, dar vezi că mi-ai dat cu piciorul în față. Aoleu. Pe aici avem ieșire, nu? Cred că da, sper. Da, da, da. Hai că de-aici sunt mai aproape. Normal. Mamă, locul ăsta îmi pare tare cunoscut. Adică nu, îmi pare că aici a murit tata. Am înțeles. Sper să nu fie acolo unul care să facă pe clonul la motelul ăla. Tare cum. Bă, eu sper. Tu știi pe unde mai exact motelul? Că eu am uitat. Pe aici, bă, în stânga. Ia la mai mică idee. S-ar putea să fie fix aici, în spate, la teren. Ia. Pe aici, a? Da, 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 aici. Ia. Am intrăm pe aici, asta e. Am înțeles. Ia clonii. Unde e ăla? A, ia la-i. Stai aici în mașină. Ascunde-te. E, ce fam? O, să trăiești. Uite, e pe aici, de pază, tu. De-aia, pe aici, cu mamicul meu. Uite, no, vreau să fac și o pauză, să mâncăm, mănânc ceva, să bem ceva. Hai să mergem. Hai, mergem, mergem. Auzi, am și o întrebare. Hai, că să mergem până acolo, pe plajă, la căsucaia ta? Ne mai relaxăm, ne povestea? Da, da, mergem, mergem, mergem. Hai, cam acolo, cafea. Hai. Haide. Mașină, că... Auzi, dar trecem să luăm și pe la mic de la... Da, 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 da. Dacă vrei. Stai, ce? Băi, să-i dau un telefon să-l sun. De ce? De ce ăla micu? De ce? Alo, Mișule, m-auzi, mă? Hai că vorbește cu el. Bă, dar nu mă așteptam la chestia asta, mă. Hai că vin acum să te iau. Da, am înțeles. Da. Ce-au zis? Acum, vine, acum. Ah, bine atunci. Deci mă așteaptă în față. Turcule, așteaptă-ne în față, așteaptă-ne în față, turcule. Mișu, turcu, care? Dar unde e turcu? Bine, acum, Mișu, uite-l aici. Băi, n-ai auzit? E în față? Care? Uite, dă-i un claxon ăla micu. Hai, mă! Hai, hai, Mișule, urcă. Salut! Hai, să trăiești, să trăiești. Ce să fac, uite... Fără mișcare bruște, băieți. M-a luat omul ăsta să facem o pauză, să bem o cafea, să vorbim una alta. Te-ai spălat pe dinți dimineața asta? Da. E bun. Auzi? Zi-mi și mie, Ano, pe unde-i schema aia. Bă, aici, dreapta, stânga. Aici? Trebuia dreapta, stânga, dar hai. Întoarce, că nu e bine. Eu iei frumos în jos pe autostradă și faci stânga la primul semafor. Acum că nu pot fi o tomă, că data trecută am făcut cunoștință cu el, dar... Mișu, mă, Mișu. Mișu? Da, eu ești Mișu. Eu am. Păi câți anișori ai, mă? Eu am 14. Mulțumite. E cu aia de cine mi-ai povestit, Anu, sau? Da, 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 e fix când ai plecat, atunci s-a întâmplat treaba. Ești cam pe aici, pe unde mai exact? Mai dai, stop, uite aici. Știi că sunt pe contrasens, tu? Cum să fii pe contrasens? Păi pe aici ești pe contrasens. Cum să fii pe contrasens? Lasă, așa. Hai, merem înăuntru. Hai, mă, și tu înăuntru. Imediat. Haide. Mergeți voi în față, că venim și noi. Fă-ți treaba. Stai un pic. Intrăm și după aia tu. Da, zi. Mergem pe terasă sau intrăm în casă? Băi, merg prima dată noi doi în casă, că vreau să vorbesc ceva cu tine. Copilul poate... Și pregătește două cafele acolo sus pe terasă, la etajul 2. Bine, da. Vreau și eu o mașină, cum are domnul cu... Așa. Băi, Anu, trebuie să vorbim ceva. Neapărat. Stai un pic, că am probleme cu ochii. Dacă mă înțelegi. Hai că stăm pe aici. Ia-ți. Bă, nu știu dacă o să dea vulpe, a murit. Cum naiba? Bă, un glonț, în spinare direct. Păi, de la cine, știi? Bă, l-am văzut pe unul îmbrăcat. Ca și... asta. Ca și îmbrăcat în securitate și a venit repede acolo, nu știu, l-a întâlnit pe amicul meu, la vulpa l-a ținut jos și dintr-o dată a apărut unul din Ano și l-a împușcat. A, deci a murit? Da. Își știm identitatea, nu? Nu, nu ai de unde, că m-am uitat pe camere, tot, nimic. Dați greu asta. Nu, bă, dar unde e amicul meu, mă? Eu știu unde să fi descurcat. Nu, de tot trebuia să intri în casă, mă, dar... Băiatul meu... Nici cafele, nu ne-au dus nimic. A, cred că sta fără de vorbă cu Mișu. Ia să vedem. Stai că mă duc până fără. Stai că-i dau un mesaj, nu, așteaptă că-i dau un mesaj. Nu, bine atunci. Bine, acum auzi. Bine, acum că a rămas să parcheze mașini, deci. Salut, ăsta e amicul meu. Salut, salut. Salut. El e ochii mei din spate. Bă, da, e periculos rău. Să știi. El te va aranja pe tine seara asta. Ce? Auzi bine. Cum adică? Eu l-am pușcat pe vase. Aoleu. Eu l-am pomorât și pe turcul. Dar am început... ce greșit noi să faci asta? Cu ce? Data trecută când a început chestia cu taică-mă, mi-a zis turcul o chestie foarte, foarte ciudată. M-am dus la sediu când am întâlnit. Mi-a zis că unul Alex, cu un alta, la fel și tu. De fapt, am furat la un moment dat niște acte din sediu, niște înregistrări și am văzut că voi ați fost. Și vreau să mă răzbun pe fiecare în parte. Greșeală, ești sigur? Da, da. Sunt foarte sigur. Așa că colegul meu, prietenul meu, îți va pune cătușile și mergem pe terasă. Imediat, mâinile la spate, te rog. Ah. Nu vă știți bine că v-a jucat cu cine nu trebuie. Apropo, să nu-i spui nimic la fiul tău să fugă sau ceva. Vă dai seama că o să se sperie, nu? Păi da, hai că mă duc afară. N-ar vrea să văd așa ceva, dar... da. Hai mă, vin și ăștia? Am înțeles. Amicul meu nu prea poți cu o căzut pe scări. Pe unde intrarea pe asta că am uitat? Nu fi supărat. Eu am fost mai supărat ca tine când s-a întâmplat. Mai păcălit. Te-am angajat atunci, am zis că băi, pe am nevoie de pază la motel, la un alta. Bă, a fost o greșeală. Ce greșeală a fost? Vulpea mea, știi ce mi-a zis? Trebuia să o facă pe asta. Împreună cu tine, împreună cu ceilalți. Vorbește tu cine-i. Vasă. Da, e o greșeală. Nu e. Nu e nicio greșeală. Prietul meu a auzit tot. Eu l-am adus, l-am chemat înapoi în oraș și a auzit toată conversația. Gata, coleg, copilul, pune-te acolo pe patul ăla. Hai, nu te speria, tata. Pune-te repede, pune-ți-vă amândoi acolo. Unde? Ai pus și la băiat cătușele sau? Nu, pe acolo. Acolo, pe canapea, hai. Nu, și taică tău, lângă tine. Să poate pune. Pune-te mă pe canepa. Nu e așa de greu. Stai liniștit. Are emoții copilul. Știți care-i treaba? Orice te avea cu mine, dați și drumul lui, vă rog. Nu, știi care-i schema? Din cauza că e copilul tot de față, o să le rog pe amicul meu numai să stai în deget. Copile, îmi puneți mâna la ochi. Mâna la ochi. Acum. Așa. A doua parte. Hai. Gata. De te aud. L-am băgat aici în buzunar, îl păstrăm. Păstrează-l acolo. A doua parte, de te văd, vă văd pe amândoi că scoateți-o cu vă de acum încolo. Nu vreau să mor, că el ai pe copilul tău aici. Dar dacă mai văd încă o chestie sau dai de pe cineva din casă, trebuie să faci alta angajare a normalului. Neapărat, am auzit că ai foarte mare nevoie de oameni. Bun, așa că... ați auzit, puteți să plecați. Așa că o să ai nevoie de foarte mare angajări. De acum să va schimba placa. Am nevoie de medic în prima fază. Nu contează că ți-aduc și unul. Dar... copilă, ia-ți mâna de la asta. Nu poți. Fii atent, știi cum faci? Băi. Mascatule. Da. Ia pastila și pune-l gât la amândoi. Pune pe limba la amândoi și dă-i... dă să bei cu cafelele alea. Să le dau pastila aia care mi-ai dat-o tot, de-i face să uite tot? Da. Imediat. Cu pastila aia va uita tot. La amândoi. Fă să leșine. Stai că-i leșine imediat. Îi dăm și la băiat. Hai. Haide! Așa, haide, hai să plecăm. Hai, repede. Nu o să-și mai aducă nimic aminte ce s-a întâmplat astăzi. Nu știu ce-a zice taică-său cu degetul ăla, dar se va întâmpla. Fii atent. N-avem mult timp. 5 minute la dispoziție și trebuie să fugim. Eu mă descurc, du-te tu, eu trebuie. Haide. Am înțeles, am vrut să deschid. Hai că-mi bag. Stai un pic. Ia, haide. N-am venit. Ți s-a făcut ca Miller. Ui, ui, ui. N-am vrut de față cu copilul sau. M-am pus în locul lui. Am înțeles. Trebuia neapărat să le dau pastila. Corect. Deci asta e, un dege. Bă, dar puternice, rău sunt pastilele alea. Pui, bă, o să uite tasă tot ce s-a întâmplat. O să-și aducă aminte, o să trezească cu o durere de cap. Și nu mai e ce facem. Am înțeles. Moșii sunt morți, toți sunt morți. Toți? Toți. Foarte bine. Păi noi am omorât pe toți. Mă, nu știu, s-ar putea să mai fi rămas unul. Nu o să-și mai aduc aminte oricum, nici el, nici eu sau. Altcineva nu ne-a văzut pe noi. Corect. Deci e posibil numai plecarea. Fii atent, de mâine vreau să te infiltrez în sediu. Așa. Să fii cel mai bun prieten cu șeful ăsta. Așa. Și furăm din bani. Bun, furi informații. Da, jumătate mie, jumătate ție. Perfect. Bănuți, tot ce găsești pe acolo, tot. Până în spate, am tot. Înțeles. Ne facem prieten cu dracu, dacă mă înțelegi. Normal. Și asta e. Altă cale nu avem. Nu. Numai să nu-și mai aduc aminte, că mai am istorii. Da, cu cine am vorbit eu, nu prea. Deci, băieți... Băi, mersi, apropo, pentru tot. Da. Deci, pentru asta, oricum, banii sunt, pot să fie transferați direct în cont. Nici o problemă. Hai că mergem pe aici. Nu știu dacă are cineva treabă, dar asta e. Aici, la asta. Băi, băieți, stai aici. Băi, băieți, am ajuns să ne răzbunăm și pe oamenii ăștia. Așa că nu uitați butonul de like și subscribe, că o aplicați la anul, o să ai nevoie de mai multe persoane decât acolo. Și v-am lăsat, o zi frumoasă aveți și un început de săptămână cât mai frumos. Pa, pa!